Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Bine ați revenit la Deșteptarea României. Întâi de toate, veștile bune. Dați-mi voie să vă spun că acest program este cel mai ascultat program de radio din România la această oră și că acest lucru vi se datorează. Este confirmarea și a muncii noastre și a colegilor mei aici la Europa FM, dar și a unei idei în care echipa noastră crede tot timpul, că în România poate și că trebuie să existe comunitate, că putem colabora, că avem nevoie de discuții între noi, între presă, public și experți oficiali. Avem nevoie să ne punem la încercare ideile și doar așa putem construi împreună. Faptul că acesta este cel mai audiat program de radio la această oră, în momentul în care vin invitați, ne mai arată un lucru, și anume dorința dumneavoastră de a sta față în față și de a vorbi fie cu mai mari zilei care au pășit aici în studio și vorbim de miniștri sau de oficiali, fie cu oameni care în mod obișnuit se preocupă de anumite teme care ne mănâncă, ne schimbă sau ne transformă viața. Apropo de viață, astăzi avem o temă de viață și de moarte, pentru că este vorba de accidente rutiere în România, o chestiune nesfârșită și asupra căreia și asupra rezolvării căreia ne pierdem încrederea. Cum se poate ca România în 30 de ani de existență democratică să nu reușească să ajungă în media țărilor europene la această problemă? De ce românii sunt cei care mor cei mai mulți pe străzi? Am construit poate și un mit, sau poate că e adevărat. Asta este controversa și dilema zilei de astăzi. Spunem așa pentru că noi aici nu avem drumuri sau pentru că ele sunt proaste, prosemnalizate, înguste, aglomerate, mergem încet și ne pierdem răbdarea? Poate că drumurile ne omoară. Sau poate noi suntem mai înțepați, conducem mai tare, suntem mai needucați. Între aceste două părți ale unei lumi și ale unei gândiri nu avem cale de comunicare. Iar astăzi cu Ionuț Ciura de la Asociația Pro Infrastructură o să încerc să rezolv această dilemă, să primim niște răspunsuri tehnice. Bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație. Deșteptarea României, lună dedicată transporturilor. L-ați auzit pe ministrul Drulă la începutul lunii spunând cum vor merge construcțiile de autostrăzi în special, că asta așteptăm. Am vorbit despre ce diferențe lasă și așternă între noi autostrăzile sau lipsa lor. Am văzut de ce Moldova sau sud-vestul României sunt mai sărace din lipsă de autostrăzi și voi ați hotărât așa că autostrada trebuie să vină mai curând, mai devreme decât mai târziu, că zonele acelea au nevoie de autostradă. Iar ministrul Drulă, cred că s-a întâmplat ceva, da, am auzit ceva, dar să mai repară. Iar ministrul Drulă i-ați comunicat faptul că e nevoie de autostrăzi cel mai repede. Imediat vă lansez și întrebările și numărul de telefon vi-l spun, dar înainte o întrebare, două, pentru domnul Ciurea. Și vă întreb așa, exact de la ce pleacă dezbaterea noastră, ca să știu unde vă poziționați. Prezența mai multor autostrăzi, domnule Ciurea, sau a unui lanț mare de autostrăzi în România, ar duce la diminuarea acestei cifre uriașe a accidentelor, adică 85 de oameni la milionul de locuitori care mor în fiecare an în România? Ar duce la diminuare, cu siguranță, însă, din păcate, nu ar diminua atât de mult încât să ducem această cifră chiar spre media europeană, unde România acum este la două distanțe de ea. Deci, undeva media europeană e la 85-2, câți morți avem noi în fiecare an în România, și vorbesc aici nu doar de străzile din afară sau de șosele, de drumurile naționale, de autostrăzile astea pe care le avem. Oamenii mor și în orașe, și asta e o discuție foarte complexă, complicată și foarte controversată, inclusiv în rândurile noastre, cei din comunitate, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne uităm la ambele părți ale problemei în momentul în care vine vorba de siguranță rutieră, infrastructura și ceea ce se numește human factor sau factor uman, dacă putem să traducem așa pe românește, adică psihologia șoferului, și nu doar a șoferului, ci a tuturor celor care participă într-un fel sau altul la trafic. Este psihologia șoferului român modificată de absența unor drumuri de mare viteză?
Cu siguranță infrastructura influențează ceea ce se cheamă human factor. În momentul în care eu conduc obosit, pentru că nu am niște drumuri de mare siguranță în primul rând și de mare viteză în al doilea rând, vorbesc aici de autostrăzi, de drumuri expres, în momentul în care stau pe serpentine, în momentul în care stau bară la bară în orașe, în momentul în care vreau să ajung totuși la serviciu sau acasă, din delegație, în loc să îmi dau seama că dacă sunt obosit ar trebui să mă opresc, undeva pe dreapta stau un pic să mă odihnesc, din potrivă apăs pedala de accelerație și asta nu e bine. De asemenea, e vorba de felul în care infrastructura sau deficiența în ceea ce privește siguranța rutieră a infrastructurii îmi influențează comportamentul meu la volan. Aici trebuie să avem niște cercetări ca să ne dăm seama dacă într-adevăr românul e diferit față de occidental. Da, să știți că din ce am mai văzut și noi și am mai vorbit cu experții, psihologic vorbind, românul e cam la fel ca neamțul, ca din punctul ăsta de vedere. Și atunci infrastructura ia primul loc. De fapt, asta este poziția noastră când vine vorba de siguranță rutieră. Și asta este și una din axiomele, e unul dintre principiile de bază în ceea ce se cheamă viziunea zero, pe care România sper să o pună în practică, să o adopte cât mai rapid și să o implementeze cât mai rapid. Este vorba de un întreg curent, dacă vreți, de gândire, a pornit din Suedia și acum mai multe țări deja au adoptat aceste principii și au început să implementeze măsuri concrete pentru a aduce această viziune zero în realitate și a ajunge la ceea ce se dorește, adică îi spune și numele, zero morți și zero răniți din accidente rutiere. Nu 85 pe an la fiecare milion de locuitori, cât are România. Această emisiune este și pe Facebook, după cum bine știți. Dați share să o vadă cât mai multă lume. Puteți comenta în măsura în care am posibilitatea, mă uit pe mesaje acolo. Corneliu spune așa, nu starea drumurilor este principala cauza dezastrelor din trafic. Este vorba, în primul rând, de indisciplina șoferilor, nerăbdarea și condusul sub deviza. Mie nu are cum să mi se întâmple. Trăiesc în Belgia de 8 ani și aici sunt ambuteiaje peste tot și aici sunt accidente, dar nu așa multe. Toți așteaptă liniștit să le vină rândul, nimeni nu claxonează, nimeni nu forțează, nimeni nu înjură. De ce? Dă un răspuns din punctul de vedere al amenzilor. Acum, sigur că nu știu dacă doar amenzile ar putea funcționa, pentru că, uite, eu mă uitam pe statistică, DN1, DN2 și DN6 sunt drumurile ucigașe din România. Da. De ce? DN2 chiar a luat primul loc. DN2 a trecut pe primul loc. Da. Da, DN2 de la Buzău spre Moldova. Drumul spre Moldova. Este un drum criminal. Toți cei care ne ascultă în momentul acesta știu asta. Cam 80 de oameni mor în fiecare an pe drumul ăsta. Este îngrozitor. Haideți să le mai spunem o dată cum e cu banda aceea, prima bandă. Ea nu e o bandă de da, nu e o bandă, de fapt. Este un acostament, chiar oficial. Noi avem și documente în direcția asta. Compania de drumuri recunoaște oficial că DN2 sau E85, cum este cunoscut de șoferi, drumul de la București afumați până în nordul Moldovei chiar, drumul ăsta este un drum cu o bandă pe sens plus un acostament larg sau lat de 2,75 m. Deci nu este de 3,25 sau 3,50 cât este o bandă de drum național, ci este folosit acest acostament ca prima bandă, dar este impropriu folosit și, practic, dacă ți se întâmplă ceva pe acest acostament, ca să nu-i spunem bandă întâi, ești bun de plată, ești vinovat pentru că nu ai voie să circuli pe acostament. Eventual, în cazuri de urgență, poți să oprești, asta e altă discuție, dar nu se poate circula. Și atunci, problema cu drumul acesta, și mă bucur că am din nou ocazia să vorbesc despre el, este că e un drum... Șoferii îl folosesc greșit, dar nimeni, și poliția, nimeni nu ia atitudine în direcția de haide să vedem ce putem să facem cu drumul ăsta și există varianta 2 plus 1 alternativ pentru care noi am militat adică atâția ani. Cu jaloane care sunt puse alternativ. Da, practic se merge pe trei benzi, pentru că platforma drumului este prea îngustă pentru a se transforma în 2 plus 2, deci drum cu două benzi pe sens complet. Cea mai ieftină și mai rapidă transformare și reducerea accidentelor
este transformarea pe acest profil într-un drum cu 3 benzi pe sens. Pentru că el nu are acum 4 benzi, are 2 benzi plus 2 acostamente, care sunt folosite ca o bandă, dar nu în cap mașinile. Și mașinile mici au o problemă. Deci tirurile clar încalcă acea bandă, acea linie discontinuă dintre cele două benzi. Și atunci avem nevoie ca acest drum să fie transformat în 2 plus 1 alternativ. S-a făcut acest test între Sidney și Movilița, undeva la 10 km, iar din momentul în care s-a implementat acest tronson de 2 plus 1 alternativ, accidentele au scăzut grave, au scăzut la 0. 0372069599, îl mai spun o dată pentru cine sună întâia dată aici, 0372069599, care este principala cauza accidentelor din România? Drumurile proaste sau șoferii nepricepuți? În opinia voastră, care sunt acele drumuri sau probleme de pe drumuri care vă pun pe voi în pericol? Este o altă întrebare. Ce soluție ați propune? Și, desigur, acolo unde este cazul, aș vrea să-i aud și pe cei a căror viață a fost pusă în pericol de maniera greșită în care, din punctul vostru de vedere, este făcut un drum în România sau o intersecție sau o anumită zonă prin care circulăm cu toții. Cu Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură suntem aici la Deșteptarea României. El vă poate da mai multe explicații decât mine la ceea ce vedeți și auziți. Este timpul să pornim în această dezbatere. Imediat vă spun și cine pe prima linie. Atenție! Știți că atunci când avem dezbatere în trei, lucrurile merg un pic mai greu. Vă solicit răbdare ca să putem continua dialogul și o să stați un pic mai mult pe fir. Marius, tu ești primul. Salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Salutare, bine v-am găsit. Referitor la întrebarea ta despre infrastructură sau educație, eu cred că problema este împărțită între amândouă lucruri. Și aș vrea să vă povestesc două întâmplări prin care am trecut. Acum câțiva ani, venind de la București în miezul nopții, cred că era în jur de 2:30-3 dimineața, pe centura Ploieștiului, urmăream o mașină și la un moment dat am observat, au început niște separatoare de benzi pe mijlocul drumului. După câteva sute de metri, mașina din față a frânat brusc, m-am urcat și eu pe frână. Am dat amândoi seama că s-a terminat drumul. Deci se lucra la un pod peste o cale ferată acolo. Separatoarele aveau, de fapt, scopul de a dirija traficul pe contrasens, dar lipsea cu desăvârșire semnul de obligatoriu la stânga. Și vă dați seama, venind în mijlocul nopții, pe un drum național, efectiv, nici eu, nici conducătorul auto din fața mea, nu ne-am dat seama că, de fapt, noi n-ar trebui să ne aflăm acolo. Eram într-o zonă de lucrări. Și am riscat să sărim amândoi, efectiv, de pe pod. Aici cred că este o problemă de infrastructură. Pe lângă lipsa autostrăzilor, nici marcajele, semnalizarea rutieră nu sunt ok. Câteodată nu sunt clare, nu sunt bine puse. Cei care le pun probabil nu au un training făcut ca lumea, nu-și fac treaba cum trebuie. Nu sunt aici, aici vă lămurește domnul Ciurea. Sunt pricepuți oamenii ăștia că ei sunt tot timpul în dialog sau iau la întrebări pe cei de la compania de drumuri. Sunt pregătiți? Da, din păcate aici ei teoretic sunt pregătiți, dar știți, cei care pun efectiv acele marcaje nu sunt pregătiți pentru așa ceva, pentru că nu înțeleg, se vede clar felul în care se semnalizează lucrările, atât chiar și pe drumurile de viteză și pe autostrăzi avem, noi am semnalat de multe ori, se semnalizează cu puțin înainte de locul respectiv unde se schimbă un parapet sau se lucrează la asfalt sau mai știu ce se face, mai ales noaptea, că ascultătorul într-adevăr spune, deci noaptea trebuie din timp, trebuie semnale luminoase, trebuie să fie foarte clare, mai ales dacă vorbim de vizibilitate scăzută, ploaie, din soare. Cum e azi? Cum este astăzi, da, astăzi am avut probleme în oraș să circule, ce am circulat foarte încet. Și atunci, într-adevăr, aici e o problemă de infrastructură, dar se adaugă și factorul uman. E interesant cât de obosit ești la ora 2:30-3 când conduci și atunci ai nevoie de infrastructură care să te ajute. Ăsta este un principiu de bază în ceea ce v-am spus adineauri, că se cheamă viziunea zero. Adică avem nevoie ca infrastructura să ne ajute în momentul în care greșim. Pentru că noi, ca oameni, toți greșim la volan. Mai devreme sau mai târziu greșim. Când greșim, dacă infrastructura ne iartă, scăpăm. Dacă nu ne iartă,
Aha, deci asta e explicația. Marius, spuneai că ai mai trecut printr-o întâmplare. Da, în materie de educație vreau să dau un exemplu. Eu am fost plecat destul de mult timp în Marea Britanie, unde mi-am și luat un permis de categoria B. Și la un moment dat am luat o amendă de viteză. Depășisem limita cu câteva mile la oră, mi s-a trimis acasă o scrisoare, cum că am fost depistat, cu poza, în fine. Și în loc să mi se ia puncte de pe permisul de conducere, prin prima abatere în termen de 3 ani, mi se pare că este acolo legislația, mi s-a oferit posibilitatea de a merge la un curs de conducere preventiv. Și m-am dus la cursul respectiv, bineînțeles, pentru a evita punctele de pe permis, unde, timp de câteva ore, ni s-au arătat, eram mai mult într-o sală, cred că eram vreo 30 de inși, accident, mi s-au arătat inclusiv poze de la accidente petrecute datorită vitezei. Și concluzia ta care a fost? Adică ai plecat de la curs de acolo și ce ai zis? Am plecat un pic marcat, sincer. Pentru că am văzut ce se poate întâmpla, plus au folosit și o tehnică logică, au calculat efectiv, aveau un software specializat și mi s-a părut o idee genială lucrul ăsta. Ne-au pus pe fiecare în parte să spunem locul de plecare și locul unde trebuia să ajungem și ne-au arătat pe software diferența în secunde de la limita lor de 30.000 la oră în oraș la 40.000 la oră, care ar fi peste limita de viteză. Și ce-ai constatat? În cazul meu, dacă mergeam constant cu 40.000 la oră și aș fi oprit la toate semafoarele și așa, aș fi ajuns fix cu 6 secunde mai devreme. Deci pentru 6 secunde puteai să-ți iei și o amendă, dar cine știe ce se mai putea întâmpla. Exact. Oare de ce? Mulțumesc tare mult, Marius, încerc să fac loc la cât mai multă lume. Extraordinară poveste. Noi de ce nu avem tipul ăsta de educație pentru adulți, pentru noi doi, dacă ne prinde poliția? Păi asta e o întrebare bună, pentru că nu se face. E simplu, răspunsul este banal. Nu avem, pentru că nu se face. Trebuie să facă în școală educație rutieră. Nu știu, poate la grădiniță chiar, vorbesc serios, din frage de pruncie, știți cum e expresia asta. Pentru că educația asta rutieră, dacă nu o învățăm acasă, nu ne învață nimeni, nu ne învață... La școală nu învățăm. Nu știu acum se mai face pe la școală altfel, dacă nu mă înșel mai... Dar pentru noi doi, uitați, dumneavoastră sunteți mai tânăr, dar pentru oameni trecuți de 40-50 de ani, eu aș pune un pariu acum că noi doi, dacă ne ia cineva la purica, nu știm toate semnele, poate le știți dumneavoastră că lucrați în domeniu, dar toate semnele alea care apar pe drum, unele le mai uiți, sau cele din cartea de... Poate ar trebui atunci, periodic, din nou să facem un test. Eu, să știți că am făcut. Ați făcut? Am făcut pur descurcat? Și simplu. Nu foarte bine, recunosc. Pentru că, într-adevăr, sunt lucruri de legislație pe care nu... Se mai schimbă și legislația, nu se schimbă atât de mult. Poate semnele de circulație nu se schimbă atât de des sau nu se schimbă mai deloc. Dar există lucruri, de exemplu, în intersecții, pe care, dacă nu le repeți, dacă nu conduci destul de mult, atunci îți ieși din mână, știți cum se spune. Și e foarte important, apropo de condusul preventiv, e foarte important să conduci și pentru ceilalți. Eu mă străduiesc cât de mult, dar nu întotdeauna mi iese. Și în momentul în care nu ai răbdare, te grăbești, uiți de condusul ăsta preventiv. Uite, și începi să faci greșeli. Uite ce zice Teodor Sima aici. Indisciplina apare atunci când în lipsă, apare atunci când infrastructura lipsește. Cred că ne vom confrunta cu o agravare a crizei privind siguranța rutieră. Interesant. Iulian, bine ai venit la Deșteptarea României. Bine v-am găsit. Vorbeați de existența unor programe care să prevină. Păi, la noi în țară nu mai vrea nimeni să-și facă treaba. Adică organele care ar trebui să ocupe de reglementări preferă să-și ia salariul și se bifează acțiunea respectivă. Toată lumea bifează, am făcut acțiunea cu tare, am... Dar nu se măsoară rezultatele. Ce mai vorbim de... Nu mai vrea nimeni. Toată lumea vrea să-și ia salariul la barosan de la stat și să treacă ziua. Nu mai pune nimeni pasiune în ceea ce ar trebui să facă. Da. Vorbeam de accidente. Să zic așa, că fiu de acord cu invitatul noastră că principalul factor ar fi omul, fiindcă omul se suie la mașină și acționează mecanismul ăsta. Dar... când omul merge pe un drum reglementat cu o viteză anume și cu o bandă anume și găsește un șmecher care este oprit aiurea și găsește o mașină care iese cu spatele, nu este parcată cum trebuie și este în afară, chestiile astea, omul ăla conduce prudent, dar te trezești cu un obstacol neprevăzut în față. De ce este acel obstacol? La fel, fiindcă organele statului nu-și fac datoria
Și ajungem la principala cauză, infrastructura și regula. Șoferii ăștia români, când ies afară, nu fac alte accidente. De ce? Acolo există o regulă pe care dacă o încalci, plătești. La noi plătește fraierul ăsta mic care este alergat de poliție pentru lucruri mărunte, iar șmecherii, că vedem și în București, cum pun mașinile pe avarie în mijlocul intersecției, ca așa vor ei, și poliția trece pe lângă ei și nu le face nimeni nimic, și atunci tu ca șofer te enervezi și încerci să apeși pedala de nerv și toate alea, și uite cum iese accidentul. Deci, da, părerea mea este că infrastructura și regulile aplicate de către stat sunt principala cauză a accidentelor. Foarte interesant. Care e drumul care ți se pare cel mai periculos pentru tine, șoferul? Pentru mine cel mai periculos este București. Dacă n-aș avea o experiență de vreo 20 și ceva de ani, nu. Doamne, ți se pare periculos în București? Mi se pare că lumea merge mai tare ca în altă parte, dar cu un pic de atenție e fluid așa, adică oamenilor nu le place aici să se încurce traficul. Asta e constatarea mea de viață în București. Nu mi se pare mai periculos. O să facem dezbaterea asta la un moment dat, da. Cred că aici este haos. A, este haos. Într-un kilometru oprești la 20 de semafoare. Fiecare semafor se face roșu când ajungi în dreptul lui. E o discuție conexă, dar e o discuție interesantă aici, pentru că vorbim despre siguranța în interiorul orașului. Dacă menținem contextul de siguranță rutieră, el e doar o discuție conexă cu ce înseamnă fluența traficului. Și atunci, evident că dacă stai bară la bară, te enervezi într-un final și începi să apeși pedala. Dar interesant este la ce viteză ajungi și în ce context ajungi să faci ce fel de accidente? Pentru că una este să te ciocnești frontal la 50, 60, 70, 80 la oră pe un drum 1+1, o bandă pe sens în afara localității, alta este să faci o tamponare în București că n-ai fost atent, te-ai enervat, n-ai văzut, ai ieșit unul din stânga, din dreapta sau te miri unde. Deci discuția este un pic care sunt cele mai grave accidente care duc la decese. Evident că sunt decese și în București în accidente, dar în interiorul localităților și în interiorul orașelor mari, accidentele mortale sunt mult mai rare față de ceea ce înseamnă accidente grave între localități. Iar dacă sunt accidente grave în localități, sunt pe localități din acelea comune, de fapt, comune, sate, mai ales cele lungi, aflate de-a lungul unui drum național, acolo unde ți iese un biciclist, asta e, mai unul beat, mai iese un câine levit și intri în celălalt care îți vine de pe contrasens și merge liniștit, n-are cu 50 la oră. Credeți, deci, domnule Ciurea, că dacă ar face centuri în jurul tuturor asta, localităților importante, ar fi o soluție? Cu siguranță. Este una dintre cele mai importante măsuri care trebuie luate legate de infrastructură. Trebuie să scoatem traficul de tranzit din localitate, pentru că în România iarăși este campioană cu 85 de morți în fiecare an la milionul de locuitori, dar mai este campioană la ceva. Cifrele sunt ceva mai vechi, de undeva de prin 2015, probabil că nu s-a schimbat nimic, cam așa e și acum, undeva la 40% dintre cei care mor în accidentele rutiere nu se află în autovehicule, sunt pietoni și bicicliști. Iar oamenii ăștia mai circulă și între localități, dar oamenii ăștia sunt în localitate și nu sunt în localitate gen București, Brașov, Timișoara sau orașele mari sau orașele medii, ci sunt în aceste localități unde există trafic de tranzit, iar acest trafic și trafic greu, dar și șoferii, merg foarte tare pe acolo, noapte, vizibilitate redusă, pietonii nu sunt protejați, avem căruțe, avem bicicliști, fără veste pe ei, fără cască, deci cu siguranță și infrastructura, dar și ceea ce înseamnă factor uman, toate accidentele sunt ca un lanț al slăbiciunilor. Oriunde din lanțul respectiv, dacă întrerupi, scoți acea za, nu se mai întâmplă accidentul. Imediat vreau să vă întreb un lucru apropo de comunele astea. Iulian, mai ești la telefon? Da, mai avem pe Iulian? Aș vrea să-i adresez o întrebare, invitatul nostru. Aș vrea să vă întreb dacă aveți idee despre benzile, dungile astea trasate de reglementare, dacă sunt realizate cu vopsea reflectorizantă sau vopsea normală, fiindcă lungă, știi, trece o lună peste ea, nu se mai vede. Ai impresie că e vopsită cu vopsea de aia, de vopsești în plăria. Așa e, să știți că aici a spus punctul pe ei în ceea ce privește semnalizarea, se numește semnalizare orizontală, adică în lungul drumului, semnalizarea verticală sunt indicatoarele și avem o problemă și cu indicatoarele și cu semnalizarea asta de pe drum. Vopseaua este conform normativului cu factor reflectorizant, mai mic sau mai mare, în funcție de calitate, dar sunt două probleme aici. Odată este calitatea
ghilimele, vopsele respective care se duce, se șterge pur și simplu rapid, iar în România avem o problemă cu întreținerea drumurilor, pentru că oricât de bun ar fi, și nu este de obicei acea vopsea, dar oricât de bun ar fi, ea se duce în timp, se șterge și atunci trebuie să revii și să întreții acel drum la o stadă. Iulian, îți mulțumesc, drum bun acolo, să mergi încet. Nu ar trebui ca peste tot să fie vopsea din aceea care e în relief cumva? Rezonatoare și care face un zgomot? Toate liniile continue, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie rezonatoare, toate. Pentru că linie continuă înseamnă nu treci pe aici, n-ai voie să o depășești. Fie că e vorba de axul drumului, fie că e vorba de marginea drumului, pentru că intri în casă la om. Nu e peste tot așa. De ce? Nu este peste tot. Sunt foarte puține marcaje continue care sunt și rezonatoare. De ce? Adică suntem săraci? Suntem o nație săracă? Bănuiesc că e mai scumpă, nu? E mai scumpă cu siguranță. Este mai scumpă, iar aceea de foarte bună calitate care se pune pe drumurile de viteză, pe drumurile expres și autostrăzi, este cu mult mai scumpă. Însă își scoate banii pe termen lung, pentru că nu trebuie să stai în fiecare an să o refaci. Să sigur că și bineînțeles, din punct de vedere al siguranței rutiere, este minunat, pentru că noi avem și o problemă, de exemplu, iarna sau acum că plouă ca la Balamuc și noi avem foarte mult praf prin oraș, că și în orașe nu vedem trecerile de pietoni, despre ce vorbim? Multe din ele. Nu mai vorbesc pe drumurile naționale, unde trecerile de pietoni sunt prosemnalizate sau nu sunt semnalizate deloc. Și atunci, aceste marcaje trebuie, pe de o parte, puse din start să fie de calitate, linie continuă rezonatoare și trebuie foarte bine, treceri de pietoni trebuie marcate. Honorius, bine ai venit la Deșteptarea României, salutare! Bună ziua! Bineînțeles că răspunsul la întrebare este că amândoi factorii contribuie la acest număr enorm de accidente, adică și șosele inadecvate și lipsa autostrăzilor. E adevărat că pe șoselele acestea inadecvate sunt destui, nu numai obosiți, dar sunt și destui agresivi, care vin și conduc la un metru în spatele tău, ca să te împingă din spate și așa mai departe. Deși tu deja ești un pic peste, să zicem, mergi cu 55 la oră prin localitate. El dacă vrea să meargă cu 70 și 80, îl privește, nu trebuie să mă împingă pe mine. Dar acum ce vreau să zic? Cu autostrăzile. Autostrăzile sunt mult mai importante decât credeți. De ce? Mai ales anumite autostrăzi. Pentru că reduc consumul de combustibil, îl lasă pe șofer să conducă în siguranță mult mai mare și așa mai departe. Dar există, de exemplu, completarea autostrăzii A3 de la Ploiești la Târgu Mureș, care este ultra esențială, și cea de la Târgu Mureș la Iași, deci A8. De ce aceste două autostrăzi sunt foarte importante pentru poporul român? Pentru că prin aceste autostrăzi se unesc provinciile principale ale țării. Cel mai sigur mod de a destrăma o țară este să îi dezvolți în egal regiunile. Și, din păcate, eu așa bănuiesc, că de vreo 30 de ani forțe importante de afară și din nou interior fac intenționat acest lucru. Eu să cred nu se străpungă Carpații. Eu cred. Din asta, da. Uite, știi, chiar mă gândeam zilele astea la această teorie în care crede foarte multă lume, nu știu de ce, că nu ne lasă unii să ne construim autostrăzi. Și mi-am dat seama că ea are un mare defect, această teorie, și o să spun tuturor acest lucru. Pentru că, să zicem că ar fi o forță așa din venită de undeva și ar zice, bă, să n-aibă România autostrăzi. Ok, dar cine îi împiedică, nu-i lasă, e aceeași forță care nu ne lasă să avem spitale, școli, e aceeași forță ne împiedică să ne digitalizăm administrația, aceeași forță ne împiedică să alegem oameni cu carte în Parlamentul României, adică nu cumva e mai ușor să crezi într-o forță exterioară care ne face rău decât în capacitatea noastră sau incapacitatea noastră de a face lucruri?
Eu deja am răspuns la treaba asta, fiindcă am zis că sunt și forțe din interior care doresc astfel de lucru. Eu nu cred în forța externă care nu ne lasă bun, dar aici e o paranteză foarte mare. Aia să zicem că nu are așa mare influență, deși are, dar din interior sunt acest, sunt destui care E adevărat ce spui tu. Republica Transilvaniei. Da, așa, nu știu, asta e o paranteză foarte mare, n-am să o iau în calcul și acum. Și aș vrea să fac o sugestie. Te rog. Cum s-ar putea face mai rapid aceste autostrăzi? Ne tot lălăim așa de ani de zile. De exemplu, Ploiești-Târgu Mureș are două tronsoane. Ploiești-Brașov, Brașov-Târgu Mureș. E, autostrada asta se poate construi începându-se din patru puncte concomitent. Adică Ploiești spre Brașov, Brașov spre Ploiești, Brașov spre Târgu Mureș, Târgu Mureș spre Brașov. Același lucru și cu cealaltă, cu A8. Păi, cred că așa Târgu se Mureș și face. Spre Târgu Neamț, Târgu Neamț spre Târgu Mureș, Târgu Neamț spre Iași și Iași spre Târgu Neamț. Mulțumesc tare mult. Așa se și fac autostrăzile astea, pe loturi. Pe loturi. Ele nu încep de la Ploiești și se duc spre Brașov și se adaugă kilometru cu kilometru, ci se construiesc ca niște insule, așa, care cresc și la un moment dat se unesc într-un final. Se unesc unele cu altele. Câtă vreme, domnule Ciurea, discutam noi aici, ne-a scris unul dintre ascultătorii noștri fideli, un prieten al emisiunii noastre, care spune așa: marți, soția mea a murit într-un accident rutier. Ieri am înmormântat-o. Pare ciudat să-ți spun asta, dar acum pentru mine e vital să-mi țin mintea ocupată, să continui să fac pe cât posibil lucrurile pe care le făceam înainte. Deci te și ascult la această emisiune. Ascultătorul nostru e din Danemarca, să știi. Și în Danemarca se moare în accidente rutiere și peste tot în lume. Dar aici, prima condiție ca tu să fii protejat în trafic este ca tu, la rândul tău, să-i protejezi pe ceilalți. Nu există pe lume dramă mai mare decât să pierzi fulgerător și neașteptat pe cineva. Gândiți-vă la asta ori de câte ori vă urcați la volan. Te rog mult să spui asta pe post, spune ascultătorul nostru. Condoleanță, îmi pare tare rău și îmi dau seama. Condoleanță, ne cam scutește de comentarii, sincer. Da, îmi dau seama câte drame se petrec astfel. Da. În România, în 20 de ani, au murit 43.000 de oameni în accidente rutiere. Da, și gândiți-vă că în accidentele rutiere... în accidentele rutiere mor oamenii activi, nu mor... E evident că sunt... Da. Nu se discriminează, ei sunt de la bebeluși până la pensionari. Dar sunt foarte mulți oameni productivi care mor și nu doar mor. Că noi vorbim de morți 85 la 1 milion în fiecare an, în România. Dar vorbim și de accidente grave. Sunt oameni care nu mai pot munci sau nu mai pot munci la aceeași capacitate. Toată viața. Asta înseamnă asigurări, asta înseamnă oportunități pentru economie. Sunt cercetări făcute și se tot discută, trebuie făcute destul de multe cifre adunate, dar estimările sunt undeva în România, pierde cam în fiecare an 1% din PIB în ceea ce înseamnă accidente rutiere. Numai din cauza asta, da. Deci siguranța rutieră ar trebui să fie o prioritate națională și ar trebui să avem un consens național, interpolitic, partidic, nici nu știu cum să spun, trebuie condusă această activitate de sporire a siguranței rutiere la nivel guvernamental și trebuie un departament, înțeleg că acum este un consilier al ministrului care se ocupă de așa ceva, ar trebui un departament, poate un subminister, nu știu cum, birocratic, cum se poate face, astfel încât să fie implicate mai multe ministere și autoritățile locale, că vorbeam de multe localități unde se întâmplă tot felul de nenorociri, și unde autoritățile locale, primarii mai bine zis, trebuie implicați în efortul ăsta, astfel încât să reducem în următorii 10 ani, pentru că asta o să fie ținta, înțelegem, în acest moment, cam asta este ținta, pentru următorii 10 ani o să avem o strategie, 2021-2030, în care să reducem accidentele grave și morții din accidente grave cu 50%, ceea ce mi se pare... Ar fi o țintă, da foarte, greu, foarte, foarte mare. Paul, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună! Da, într-adevăr, sunt multe motive accidentelor. O mare parte stă și în imprudența și în inconștiența șoferilor, însă sunt, din păcate, și motive
administrative, cei care ar trebui să pună accent pe siguranța în trafic sunt vinovați. Vorbeați la un moment dat de benzile rezonatoare. Eu personal am avut un accident în zona Brașovului, înainte de Brașov, dinspre Sighișoara, la un sens giratoriu, acum câțiva ani buni. Erau atât de uzate, de efectiv nu se simțeau. Că, până la urmă, au scopul de a zgudui mașina puțin, da? Mm-hmm. Da, te trezi. În momentul în care treci peste ele. Nu se simțeau, era iarnă, ningea, nu era zăpada depusă, dar n-am observat sensul giratoriu. A fost și vina mea, mi-am dat jos geaca, s-o încălzit în mașină, mergeam la București și m-am întins în spate să pun geaca pe banchetă. Sunt ferm convins că dacă simțeam acele benzi, îmi dădeam seama că urmează un obstacol pe partea carosabilă. Nesimțind acele benzi, pur și simplu am zburat peste giratorul. Sunt acele benzi transversale, sunt acele linii transversale. Da, lungul, exact, de-a latul, pardon, de-a latul șoselei. De-a latul drumului, da. Efectiv am zburat peste sensul giratoriu. Deci, într-adevăr, acele benzi, dacă ar fi făcute calitativ, ar conta foarte mult. Este exemplu... Atât cele transversale, cât și cele longitudinale. Că în momentul în care treci de axa drumului, dacă l-ai simțit, îți dai seama că ceea nu e ok. Da, până nu simți, poate nu ești atent. Cum este exemplu spus, perfect. Este... Scuze. Vin în întâmpinarea dumneavoastră. Este exemplu perfect de ce înseamnă când ai greșit infrastructura să te ierte. Pentru că ești obosit, ți-ai pus geaca, n-ai fost o fracțiune de secundă, atât lipsește uneori. Dar dacă ai un, sens giratoriu semnalizat din timp, dacă e un pic luminat, dacă ai transversal ceva, dacă ceva din infrastructură, iarăși, poate să te ajute și poate în momentele astea să te salveze, inclusiv sensurile giratorii. Există un sens giratoriu pe centura Sucevei, este zidul morții, așa este numit acolo. Este pur și simplu în sensul giratoriu, în acel rond, este un zid, este de fapt o pila podului, teoretic. Deci acolo s-a zgârcit proiectantul, că și aici avem o problemă cu proiectarea drumurilor. Deci din start, pe hârtie le facem prost. Și nu ne gândim la șofer, să nu ne gândim la participantul la trafic, la biciclist, la pieton, la omul care trece pe acolo de nu știu câte ori, sau vine o dată pe an sau o dată pe lună și nu știe la ce să aștepte și intră direct în zid. Deci acolo avem exemplu perfect de infrastructură gândită prost. Infrastructura trebuie gândită nu conform normativului, ci trebuie gândită psihologic, în primul și în primul rând, pentru că nu le folosim noi ca roboți, încă nu avem mașini autonome. Când o să avem 100% mașini autonome, e o altă discuție. Până atunci, noi oamenii le folosim și noi oamenii greșim, așa cum, cum au spus ați ascultători. Vis-a-vis de iluminat, că spuneați și de iluminat, la momentul respectiv, în giratorul respectiv, în mijlocul rondului, există și în ziua de azi un stâlp de iluminat, prevăzut cu 4 becuri. Credeți-mă, niciunul nu ardea. Toate 4 erau arse. Apropo de întreținere, da. Agenții de poliție care s-au deplasat la fața locului au constatat accidentul, motivele accidentului. Ei mi-au recomandat să-i dau în judecată pe cei de la administrația drumurilor. Și? N-am făcut-o. Nu am făcut-o. Adevărul e că nu am făcut-o, dar vreau să vă spun că a doua zi când m-am dus după mașină, becurile erau schimbate și ardeau. S-au prins. Interesant. Dacă nu vă făcuseră-ți fotografiile la momentul respectiv. Așa funcționează, să știți, dar efectiv, până nu moare unul, nu se schimbă. Și când moare, tot e greu cu schimbare. O problemă care nu am auzit până la momentul de față, poate eu personal nu am auzit să se discute pe tema asta, se bine știe că în multe zone, pe multe drumuri naționale din România, sunt acele porți de fier. Ori la treceri de cale ferată care sunt deasupra drumului, înainte sunt limitatoare de înălțime pentru camioane. Să ne aducem aminte de ultimul accident, sper să fie ultimul, cel din Neamț, cu 2 morți, când a căzut acea portă, acel stâlp de fier, peste microbuz. Stâlpul dărâmat de camion. Da, e o greșeală a șoferului, nu s-a asigurat, nu a observat, ori nu l-a interesat, nu se știe până la urma urmei care a fost motivul, dar s-a întâmplat. Până în momentul în care se trece la întocmirea documentelor pentru începerea urmăririi penale, pentru ucidere din culpă, pe numele șoferului, oare nu ar trebui
să se tocmească și alte dosare penale cu aceeași faptă săvârșită. Și aici mă refer la cei care au gândit acele porți. Haideți să ne uităm un pic în țările străine, în alte țări, în Occident. În loc la acele porți sunt niște lanțuri montate care au atâta scop doar să se atragă atenția că urmează un obstacol, o limitare de înălțime. De ce să pierdem vieți omenești pentru un lucru negândit? Că eu personal consider că e un lucru... Trebuie să le explicați un pic mai bine. Trebuie să le explicați, poate nu toată lumea știe și nu are imaginea asta exactă. Când spuneți porți, la ce vă gândiți exact? Deci, sunt zone unde calea ferată trece deasupra drumului, asupra șoselei. Sunt pasarele, sau poduri, da. Sau poduri. Mm-hmm. Acolo sunt puse și indicatoare cu înălțimea maximă admisă, mm-hmm. dar înainte de acele poduri sunt niște porți de fier. Stâmpi de fier pătrat. Sunt niște bariere, de fapt. Bariere, un fel de bariere care limitează înălțimea. Acele înălțimi sunt montate, din câte știu eu, și sper să nu greșesc, la aceeași înălțime exact. Cu cea a podului. Ideea este că dacă depășești... Dacă depășește acea înălțime, clar, stâlpul ăla îl dărâmă. Și se întâmplă ce s-a întâmplat și în județul Neamț. Ideea cu bariera aceea este că dacă ai un camion sau mergi cu bena ridicată, că se întâmplă destul de des, chiar mai des decât... ideea este să nu intri în pod, ci să te oprești în acea barieră înainte de pod. Avertizor. Ca un avertizor, da. Ca un opritor, e ca un fel de barieră. Mm-hmm. Îmi scapă termenul tehnic acum. Dar am înțeles despre ce e vorba, da. Dacă ar fi lanțuri care să lovească camionul... Și să facă zgomot doar, în loc să dărâm. Nu, ideea este să-l oprești. Unele țări, de exemplu, în Belgia, dacă nu mă înșel, sunt senzori. În momentul în care observă un camion care depășește înălțimea admisă, se aprinde semaforul roșu și oprește toată circulația. Foarte interesant. Paul, îți mulțumesc. Cătălin și Sorin sunt pe linie. Deșteptarea României continuă după acest segment de publicitate. Foarte scurt, un minut durează. Ne întoarcem aici în studio cu Ionuț Ciura de la Asociația Pro Infrastructură. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bine ați revenit la Deșteptarea României, în partea a treia emisiune din seria celor dedicate transporturilor. Încercăm astăzi să plecăm măcar cu o idee privind siguranța rutieră. Adică ce am putea face noi ca șoferi mai bine și ce ar putea face autoritățile, măcar un singur lucru, astfel încât în România să fie mai puține accidente. Întrebarea noastră de astăzi a fost foarte complicată, pentru că nu cred să aibă mereu un răspuns exact, dar ceva putem face. Sunt drumurile proaste din România cauza numeroaselor accidente de la noi din țară, cele mai multe din Europa, sau este vorba de fapt despre educația șoferilor? O să vedeți că pas cu pas chestiunea legată de infrastructură capătă o dimensiune. Ne scrie pe Facebook, acolo unde este în continuare această emisiune, Andrei Mihnea Răileanu, un mesaj foarte interesant.
Cred că o soluție este următoarea. Mașini limitate prin GPS la viteza maximă pe porțiunea de drum, posibilitatea de a instala camere omologate pe mașini particulare cu care pot fi înregistrate infracțiuni și contravenții în trafic. Să vedeți ce ușor se rezolvă problema. Apropo de chestiunea asta, domnule Răileanu, poate viitorul, și cred că s-ar putea întâmpla asta în 20-30 de ani, va aduce în lume un tip de mașini în care legea se va aplica imediat. Adică există în acest moment soluții, dar și propuneri legislative care spun așa, că pentru un șofer care are un istoric de amenzi de viteză multe și repetate, atunci, direct din server, de la producător, în calculatorul mașinii, se va introduce o limitare de viteză și să zicem că domnul Ciurea aici ar lua 3 amenzi la rând într-o perioadă de 6 luni sau de un an, automat în mașina sa, care va comunica cu serverul companiei, dar și cu alte rețele, că asta ne aduce 5G, mașina sa nu va mai putea merge cu o viteză mai mare de 90 la oră. De exemplu, un lucru pe care statul va impune automat prin acest lucru. Da, sigur că pare SF, dar se va întâmpla la un moment dat, dar până atunci avem probleme mai, mai domestice, da, ca să spun așa. Ionuț Ciurea este reprezentantul Asociației Pro Infrastructură și, uite, cineva vă spune, domnul Cezar Munteanu de la Suceava, zice, varianta de ocolurie Suceava este, giratorul acela este marcat foarte bine. L-au marcat într-un final. Bine. Da, l-au marcat, da, da, da. L-au, dar după câte accidente. Eu l-aș dărâma, sincer, și aș face pod acolo, sau ce trebuie făcut, dar asta e altă poveste. Da. Haideți să continuăm dezbaterea. E bine că măcar l-au marcat. Am înțeles că iluminarea nu funcționa într-o perioadă acolo, că l-au marcat. Întrebarea bine. Sper că n-au mai murit, n-o să mai moară. Câți oameni au murit acolo până când a fost marcat? Cătălin, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua și vă salut și numai o emisiune foarte bună. Numele meu este Cătălin Urtoi, reprezint Asociația Împreună pentru AOP de la Iași. Te salut, Cătălin. Suntem una din cele trei asociații civice care luptă pentru autostrăzile din Moldova. Salut, Ionuț. Salut, salut. Noi ne cunoaștem de ceva ani. Eu spun așa, vorbim foarte mult despre civilizație, vorbim despre educație și într-adevăr au un rol important în prevenirea accidentelor pe șosele, dar am să spun încă un lucru aici. Cineva spunea și în emisiunea de data trecută și auzim tot mai des că acolo unde se termină autostrăzile, se termină civilizația. Și, din păcate, este un lucru adevărat. Iar noi aici, în Moldova, suferim foarte mult din lipsa acestor autostrăzi. Nu mai departe, săptămâna trecută, pe drumul național de la Iași până la Moțca, a fost un accident tragic. Astăzi, spre exemplu, s-au găsit oamenii de la DRDP Iași să asfalteze în timpul zilei, ca și cum nu se putea asfalta noaptea sau să aștepte cel puțin să treacă orele de vârf. Nu vă spun ce nebunie a fost astăzi, de la Iași până la Târgu Frumos și mai departe. Deci, eu zic așa, fără autostrăzi nu vom putea rezolva problema accidentelor. Avem nevoie de autostrăzi. Ionuț știe poziția mea și a asociației noastre. Noi luptăm pentru aceste autostrăzi și ca să trec într-o zonă mai puțin soft, așa cum a fost până acum emisiunea, îmi pare rău că am auzit și lucruri foarte tragice în emisiunea dumneavoastră, dar sunt lucruri de care ne lovim zi de zi, se întâmplă pe șoselele noastre. Eu vreau să spun așa, ce face în continuare și ce va întreprinde executivul și politicul în continuare ca să rezolve această situație precară a țării noastre. Când vom reuși să trecem și noi munții? Mă refer atât la Sibiu-Pitești, cât și la A8 care să treacă din Moldova mai departe spre Ardeal și spre vestul Europei. Când vom reuși și noi să avem regiunile, cele trei mari regiuni ale României legate prin trei mari autostrăzi? Sibiu-Pitești, A8 și A7. Aici sună ca un program politic, dar până când se întâmplă lucrurile astea, domnule Urtoi, lucrurile stau în felul următor, că noi ne suim în mașini și circulăm în fiecare zi pe ce avem. Sigur că mie mi-e foarte comod acum să acuz guvernul de ceva sau guvernele trecute. Dar nu acuză nimeni, nu. Nu luați așa, nu. Ați luat-o abrupt.
Nu acuză nimeni pe nimeni. Păi, dumneavoastră ați venit și ați spus niște întrebări retorice. Nu, păi sunt retorice, dar eu vă spun că în momentul de față noi avem autostrăzile în studiu de fezabilitate. Da, marea majoritate din Moldova. Întrebarea mea este, avem bani să le facem până în 2030? Nu. Răspunsul așa cum spune master planul general de transport? Nu, răspunsul este nu, l-ați primit în emisiunea de săptămâna trecută. Nu, când, le vin dau și eu dacă când, da, Radu de la asociația care, pe care o știți foarte bine, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, a venit aici în studio și a explicat că nu sunt bani prevăzuți și nici nu există în vreo statistică, în vreun promot, în vreun PNRR, care să rezolve problema pe care ați expus-o. Nu e vorba doar de bani, e vorba de capacitatea de a implementa aceste sute de kilometri, acești sute de kilometri. Deci, răspunsul este foarte sincer. Atunci ne așezăm la volan deocamdată, ce facem? Ne așezăm la volan deocamdată și încercăm să-i protejăm pe cei din jurul nostru deocamdată. Uite, spune cineva aici care este instructor auto, Bogdan Gheorghe, pe Facebook. Din punctul meu de vedere, totul ține de educația fiecăruia dintre noi, de conduita preventivă pe care după ce obțin permisul, fiecare dintre noi nu o mai aplică, iar în ultimul rând de infrastructură, spune ascultătorul nostru. Uite un răspuns, vi l-am dat eu, până când se face autostrada. Să nu credeți că eu sau domnul Ciurea sau cineva nu-și dorește autostradă. Numai că aici, azi, de la acest microfon, eu nu pot să rezolv autostradă, dar pot să vă invit să mergeți cu 10 km mai puțin. Noi nu spunem că dumneavoastră de la acel microfon rezolvați o autostradă. Eu spun și colegii mei spunem așa, dacă nu ne vom pune cu toții în așa fel încât să putem rezolva această problemă, pentru că eu vă spun, financiar, s-ar putea găsi bani, totul e să se vrea și să se dorească ca să respectăm o lege. Știți foarte bine, noi în acest moment avem niște legi. Când s-au dat acele legi, cineva și-a asumat. Nu? Nu dai o lege așa doar ca să ia prin treabă. Sunt de acord cu dumneavoastră și aveți tot sprijinul meu. Da? Aici este tot ceea ce pot să spun. Dar astăzi încerc și vă mulțumesc foarte mult că ați intervenit. Vă aștept de fiecare dată pe acest subiect. Spor la treabă și chiar simpatizez cu mișcarea dumneavoastră și a celor din Moldova, oameni care au ieșit în stradă să ceară dezvoltare. Ceea ce pentru anul 2021 este absurd, da? Este absurd ca niște oameni să vină să spună, băi, nu ne mai lăsați în sărăcie. Și am fost colegul Cătălin în stradă. Da. Și... și alții care acum sunt în guvern au fost în stradă atunci. Și știm, și eu, și Cătălin Urtoi, și celălalt Cătălin, și ceilalți membri ai comunității noastre care sunt de atâta timp în comunitatea noastră. Noi monitorizăm de vreo 10 ani. În septembrie facem 10 ani de monitorizare. Da. Și da, nu o să putem să facem A7 și A8 până în 2030. Bun, nu știu până ce atunci, spun, dar asta este. Până atunci avem de rezolvat. Până atunci putem să facem lucruri și din păcate am mai spus în emisiune acum, dar profit să repet, pentru că e foarte, foarte important. Am să spun altfel. Autostrăzile, dacă avem mâine, facem o magie așa și mâine avem 3000 de kilometri de autostradă, cât avem nevoie? Cam 3000 de kilometri de autostradă și drum expres. Dacă mâine o să fie 3000 de kilometri, nu o să avem zero accidente grave și zero morți în România. Autostrăzile, rețeaua asta de autostrăzi și de drumuri expres de vreo 3000 de kilometri nu o să rezolve. De ce? Pentru că în continuare o să avem foarte mult, dacă nu schimbăm, evident, nimic cu aceeași baghetă magică, o să avem în continuare foarte mult trafic pe drumurile naționale 1+1, care n-au parapet median, iar ciocnirile frontale sunt cele mai grave, cele care generează cele mai mari probleme, accidente grave și morți. Deci, autostrăzile, din păcate, nu o să rezolve toată problema. O să rezolve o bună parte din probleme, mai ales pe anumite coridoare de transport, cum sunt A8 și A7. A7 o să fie, de fapt, dublarea. O să fie un drum oarecum paralel cu vestitul celebru DN2, care acum este cel mai mortal drum din România. Deci, cu siguranță, o bună parte care din traficul de pe Struțo Cămila asta de DN2, care e acum, am vorbit la începutul emisiunii, o să se ducă pe A7, dar nu tot trafic, o să rămână trafic local și o să avem o întreagă rețea de drumuri naționale în continuare care, foarte periculoasă. Atenție, va trebui și ea îngrijită, altă poveste la data respectivă. Exact. Sorin, dacă mai ești, îți mulțumesc pentru răbdare, știu că aștepți de mult, dar te ascultăm cu mare plăcere. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră. Chiar mă amuză discuția pentru că eu vă sunt din Bacău și cumva
Aveți autostradă la Bacău, gata, ați rezolvat. Da, numai că avem acel crâmpei de autostradă, chiar aici era o poantă foarte mișto, în care în capătul ei, bineînțeles că în momentul în care se înțeapă în DN2, proiectanții l-au giratoriu. Tot cu un sens giratoriu, care stau și mă uit de ce trebuie să facem sensul giratoriu în anul 2020, adică când s-a terminat... Proiectul nu e din 2020. Dar cum ar fi trebuit făcut? Stați puțin, că am fost și eu săptămânile trecute pe acolo. Care era ideal? Care era ideea? Ideea este că sensul giratoriu este o rezolvare a unei intersecții undeva la anii 60. În momentul de față, acolo ar fi trebuit să fie intrări și ieșiri de pe autostradă făcute prin pasaje, prin tunele, în asemenea fel încât mașinile să nu fie nevoite să mai frâneze în sensul giratoriu pentru a acorda prioritate de sens giratoriu. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră, deci ar fi trebuit o pasarelă care să treacă pe deasupra drumului absolut, european și să coboare absolut, din partea cealaltă. Absolut, sigur, o lucrare absolut. Care costa cât toată autostrada, așa gândi statul român, sunt convins. Nu, nici pe departe, dar care e o rezolvare modernă a unei intersecții de drumuri naționale sau europene. Acum revenind la subiectul emisiunii. Deci, evident, din punctul meu de vedere, care fac distribuție în Moldova și fac undeva în jur de 400-500 de kilometri zilnic în această parte de țară, și mai ales pe acest DN2 care lasă urme marcante asupra celor care îl parcurg, este că educația este prima și cea mai importantă componentă a accidentului auto. Necunoașterea sau ignorarea legii e a doua și, din punctul meu de vedere, pe locul 3 de-abia este infrastructura. Deci dacă noi ne ponderăm, Sorin, dacă suntem niște oameni mai calmi și mai așezați, lucrurile s-ar mai repara, asta spui tu. Nu s-ar mai repara, s-ar repara. Pentru că e o lege nescrisă a șoselei care spune așa. Mergi atât de repede cât îți permite drumul. Când drumul DN2, la ora 2 noaptea, pe timp de vară, îți permite să mergi cu 150-160. Dar nu numai noaptea să mergi cu 150. Eu-s Buzoian, să știți, eu știu drumul ăla pe de rost. Deci, închipuiți-vă cum îl știu eu, care fac distribuție pe el. Așa, și care vreau să spun că nu sunt genul de șofer care doarme pe el. Ei, închipuiți-vă același drum în condiții de iarnă, cu zăpada abundentă care este măturată de pe câmp pe ăsta, pe carosabil, și ai să vezi mașini de transport persoane, mă refer la microbuze, care continuă să meargă cu 120-130, da, ca și cum ar fi în condiții de vară. Știi de ce? Că ei trebuie să ajungă la oră, că asta li se cere. Că... Da. Sunt întregi discuții, să știți. Eu știu foarte bine lucrurile astea. Eu pot să înțeleg foarte multe lucruri. Eu spun doar că întrebarea emisiunii dumneavoastră are primul răspuns în asta, în educație. Okay. Pentru că dacă tu știi că pe timp de vară faci X kilometri în X timp, atunci trebuie să ții în calcul că în momentul în care tu ai să mergi în programul plin al, cum să zic eu, al ieșirii de la școală, uite cum e acum, plouă, toată lumea și-a luat umbrela, adică s-a urcat în mașină, femei, tineri, toată lumea, mașini care costă 500 de euro, acum fiecare familie își permite să aibă câte 2-3 mașini în curte. Ei, toți oamenii ăștia, la un moment dat, ies în stradă. Asta sunt de dor. Afară. Corect. Bun și observați. Atunci, începe nebuneala. Păi da, acum, la modul sincer, e mai ieftin să-ți cumpere o mașină decât o umbrelă. Da. E bun asta cu umbrela. Sunt mașini ieftine. Sorin, îți mulțumesc tare mult. O secundă, vreau să vă mai spun ceva. Pe scurt. Spuneți-i colegului dumneavoastră, pentru colegul dumneavoastră acum, Aga. Iași este capitala Moldovii, dar Iași nu e Moldova. Nu e numai Iași în Moldova. Vă referiți la domnul Urtoi de mai devreme, da.
Știu, dar autostrada e și pentru Băcăuani, adică nu, trece pe la Bacău. Trece pe la Bacău. Nu, ascultați-mă, autostrada nu e pentru turism. Autostrada este pentru transport rutier de mărfuri. Dacă noi vrem să aducem producători sau oameni de afaceri din afară să-i aducem în Moldova, trebuie să ne întrebăm și pentru ce îi aducem. Da. Puneți întrebarea unui transportator rutier de mărfuri, dacă ajunge camionul în Iași cu marfă acolo, cu ce mai pleacă de acolo? Bun, îți mulțumesc, o să mai facem dezbaterea asta cu autostrăzi, dar mă grăbesc un pic să mai reușim să luăm și pe cei care s-au înscris deja. Andrei, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, felicitări pentru emisiune și audiență, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. O să încerc să fiu scurt ca să poată interveni și ceilalți care așteaptă. Cred că nu doar cele două probleme pe care le-ați menționat, infrastructura și factorul uman, sunt de vină pentru ce se întâmplă. Cred că este vorba de un cumul de factori și sunt atât de mulți încât ne-ar lua ore întregi să înșirăm. Da? Adaugă. Dau, dau câteva exemple. Am tot vorbit despre factori. Da, așa. De la Nea Costel, care mă așteaptă după curbă pe dealul negru cu paleta să mă oprească de la 110 la oră fără nicio semnalizare. De la mașinile parcate cu lădița lângă IPP în București. De la toate mașinile pe banda întâi pe avarie pe Moșilor în București. Asta, nu, asta e aceeași problemă, îmi pare rău, Andrei. Este vorba de educație aici. Da, corect. Încercam să dau câteva exemple. Sigur, merg mai sus atunci. Merg la domnul ministru de la Mediu, care de o lună ne spune că a dat drumul la Rabla, s-au aprobat 30 de dosare. Dați drumul la bani în piață, dați drumul să se cumpere mașini, să intre mașini noi, mai puțin poluante. Stai, nu-mi deschide tema asta, promit, îmi notez. Uite cum ies din studio, îmi notez, dar tu știi ce am pățit eu ultima dată la emisiune când am ridicat problema asta? Când le-am spus oamenilor, din punct de vedere al mediului, zic, mașinile care vin la mâna a doua, a treia din Germania sunt mari poluatori, vă gândiți că mai sunt copii, trebuie să mai trăiască și ei 50, 60, 70 de ani? Și am avut o emisiune în care lumea a spus că preferă mașinile. O să mai fac emisiunea asta, să văd cum evoluează România, dar ăsta e sentimentul. Și toată lumea, cum spunea și Sorin mai devreme, vrea astăzi o mașină, dacă se poate, ieftină, e un drept constituțional. E unul din motive pentru care se pune atâta presiune pentru aceste drumuri de mare viteză, așa numitele de mare viteză, autostrăzi și drumurile expres, pentru că toată lumea vrea să se deplaseze pe distanțe medii și lungi în țară cu mașină. Dar de obicei și în țările cu mai multă apă caldă, sau aproape tot timpul, se circulă cu trenul. Și asta e o întreagă discuție și ieșim din siguranța rutieră, deși e o discuție și de siguranță, pentru că dacă scoatem mașini, adică avem accidente, hai să scoatem mai multe mașini de pe stradă. Și asta e o discuție. Nu știu de siguranță rutieră. Optimă. Și vă mulțumesc că ați citit mesajul meu de pe Facebook și să știți că noi o soluție SF de peste 50 de ani se aplică în Japonia. Ah. Japonia cu Nissan cu limitarea, da. Cu limitarea. Da. Da, care are 600 de cai. Merge cu 110. Vrei să alergi cu ea, te duci pe circuit, se deblochează automat. Eu am zis, de simplu. Am zis 20 de ani, citesc chiar zilele astea o carte a lui Jamie Susskind, se numește Politica viitorului, în care el spune, pregătiți-vă să legiferați asta în cazul, cel puțin în cazul mașinilor autonome, dacă nu deja în cazul mașinilor conduse de șoferi. Adică, domnule, mersul cu viteze diferite pentru șoferi cu cum stiluri să spun, diferite de șofat. Cu stiluri diferite, dar și cu cazier de șofat. Da. Asta e foarte, corect, foarte important. Și atunci, dacă ai făcut accident, viteză mai mică. Educația este greu de făcut, pentru că suntem cu toții, cum spuneau și interlocutorii dinainte, suntem frustrați, mergi în trafic, te enervezi, o calci, te grăbești și așa mai departe. Dar vă dau un exemplu, m-am mutat de 2 ani la Sibiu. Aici se colectează exclusiv selectiv gunoiul. Mi-a fost suficient să nu-mi ia tomberon odată. Să vedeți ce frumos căutam în tomberon plasticul pe care l-am scăpat în alt tomberon din greșeală. Da, limitați în viteza, lăsați un alt participant la trafic să mă filmeze cu o cameră omologată, înțeleg. Și să fiu amendat pentru asta, să vedeți că nu mai fac a doua oară. Mulțumesc și tare mult. Și rezolvăm și autostrăzile. Eu vă mulțumesc. Spor la treabă, Andrei, să-ți meargă din plin. Era un domn pe Facebook, Călim Pop, care cred că Călim Pop așa se numea, sper să nu greșesc, care spunea, mai dați-vă jos din mașină, biciclete, tren, tot felul de dispozitive electrice. Bine, ne trebuie și pentru asta infrastructură, nu? Eu i-am văzut pe colegii mei de la Virgin ieri dimineață venind cu trotinetele, da, și pe Bogdan Ciudoiu l-am văzut și
m-am și speriat și am zis, nu mi se pare o chestiune sigură. Și poate discutăm la un moment dat chestiunea asta. Când avem piste, dacă am avea piste și infrastructură pentru așa ceva, și ar fi protejați. Am zis, bicicliștii și pietonii trebuie protejați în trafic. Claudiu, tu închei deșteptarea României, salutare. Bună ziua, felicitări pentru emisiune și pentru tema aleasă. Sunt instructor auto în Timișoara și vreau să vă spun că totul pleacă de la nivelul învățării conducerii autovehiculului. În primul rând, sunt prea puține ore de condus și structurarea examenului ar trebui modificată. De exemplu, noi nu avem ore de autostradă, nu ne este permis să ieșim pe autostradă cu elevii. Ei ar trebui din timp să știe ce înseamnă conducerea pe autostradă. Nu știam chestiunea asta. Da, și noi am zis-o. Da. Okay. Deci noi ar trebui să învățăm omul ce înseamnă condusul pe autostradă de când e fraged. Și doi la mână ar trebui în primul rând din cadrul liceului ținute cursuri de legislație rutieră. Că știți cum e, tinerii cam din cadrul liceului încep să devină curioși despre ce înseamnă o mașină, despre ce înseamnă a conduce o mașină și ei de acolo ar trebui responsabilizați. Nici de cum n-avem infrastructură. Corect, sunt de acord. Nici eu mă lovesc toată ziua de gropile din orașe, dar asta ține 20%. În loc de 80 de morți, vom avea 60 de morți, dacă avem infrastructură. Nu. Cu totul ține, v-am spus, de educarea oamenilor. Claudiu, pot să adaug eu ceva așa din experiența mea, dar cred că oricărui părinte, ar zice așa, după ce ajunge la un instructor bun ca tine și un om care are grijă la ce se întâmplă în jurul lui, nu vă lăsați copiii singuri la volan din prima, chiar și atunci când au carnet. Mergeți alături de ei, însoțiți-i, mergeți la drum lung. În alte țări sunt obligați 3-4 luni de zile să conducă asistați. Așa este, da. Explicați-le ce e pe drum, cu ce situații se pot confrunta. Știți cum e? Omul e și, v-am zis, omul e de vină. Primul lucru, când se scrie un om la școală, cât de repede dă examen. Nu-l interesează să parcurgă această etapă de școlarizare într-un cadru care să-i permită lui ulterior să circule în siguranță. Toată lumea vrea repede, toată lumea vrea și bine. Repede și bine nu există. Da. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă și să scoți oameni care să meargă în siguranță pe șosele. Ionuț Ciurea, mai avem un minut. Dacă ar fi să plecați cu o idee sau cu acel lucru, pentru care știu că și asociația dumneavoastră luptă acum, care este lucrul acela care pe infrastructura aplicată ar putea să ne sporească un pic siguranța și pe care îl putem face într-un timp relativ mediu? E greu, dar din păcate sunt mai multe lucruri care trebuie făcute aici. În primul și în primul rând trebuie pornită de la strategie, trebuie pornită toată problematica asta și tot ce ține de siguranță rutieră trebuie pornită de la niște principii sănătoase care înțeleg ce se întâmplă de fapt pe șosele, cât din factorul uman contează, cât contează, în ce condiții contează infrastructura, când ai greșit, când te poate salva infrastructura și trebuie făcut ceva la nivel condus, tot acest efort de reducere a morților și a accidentelor grave trebuie condus la nivel sau de la nivel guvernamental, trebuie mai multe ministere implicate, autoritățile locale implicate, pietonii și ceilalți participanți la trafic care sunt expuși trebuie prin infrastructură, și s-au dat exemple de la marcaje, la parapet, trebuie protejați și trebuie neapărat să facem aceste centuri cât mai repede între localități care să scoată marea parte din trafic, să le scoată din oraș. Ionuț Cerea este reprezentantul Asociației Pro Infrastructura. Dacă vă uitați pe Facebook-ul lor, o să primiți tot timpul date și detalii și despre cum se construiesc autostrăzile din România și ce probleme apar. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și pentru sfaturi. Vouă vă doresc spor la treabă. Mergeți încet. De săptămâna viitoare, din luna iunie, vreme de o lună, vom vorbi despre copilărie, copii și problemele lor în România. Prima întrebare e foarte complicată, dar pregătiți-vă. Ce-l face pe un copil fericit în România? Care sunt lucrurile acelea pe care noi părinții știm să-i le dăm, astfel încât bunăstarea și fericirea sa să existe la un nivel cât mai înalt? Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.